La acțiune au participat 200 de polițiști din cadrul unităților centrale și teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției Române, luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și specialiști criminaliști. Perchezițiile s-au desfășurat în București, Ilfov, Buzău, Iași, Ialomița, Argeș. În Olt, oamenii legii au descins în localitatea Balș, la domiciliul unei femei, mama uneia dintre persoanele suspecte. Oamenii legii au verificat 20 de societăți comerciale specializate în activități de depozitare și comercializare de medicamente, care s-ar fi sustras de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat. În perioada 2013-2014, reprezentanții firmelor implicate ar fi creat circuite fictive pentru introducerea în lanțul legal a unor medicamente cu valoare mare de piață, utilizate în tratamentele unor boli grave, precum cancer, hepatită, diabet, procurate la negru de pe piața internă sau comunitară. De asemenea, s-a mai stabilit că prin intermediul acestor societăți ar fi fost transferată suma de aproximativ 5 milioane de euro către persoanele vizate în circuitul infracțional, banii obținuți fiind reintroduși în circuitul ilicit prin transferuri bancare și contracte de împrumut fictive. Prin acest mecanism, atât în România cât și în alte state comunitare, ar fi fost introduse inclusiv medicamente falsificate din categoria celor comercializate de reprezentanții firmelor implicate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit la peste 3 milioane de euro.